Invitatul interviurilor PS News de astăzi este, l-aș numi omul momentului, un om care, cel puțin în parțial, a câștigat o luptă importantă cu statul de drept. Asta în măsura în care statul de drept se poate identifica cu DNA-ul. Bună ziua și bine ați venit în studioul PS News, primarul Craiovei, doamna Lia Olguța Vasilescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Și pentru că am spus că sunteți omul momentului, o să începem interviul nostru de azi exact cu această ispravă, să spunem, pe care ați făcut-o. În instanță, iată, un judecător a decis că o bună parte din probele administrate de procurorii DNA în dosarul noastră nu sunt legale, ați fost lipsită de dreptul de apărare și mult mai multe lucruri, nu? Da, așa este. Nu știu câți dintre dumneavoastră m-au crezut în momentul în care am spus în urmă cu câteva luni că acest dosar este instrumentat prost de la cap la coadă, că s-a urmărit ca să fie scoasă din competiția electorală, că s-au anchetat martorii într-un mod cu totul și cu totul ilegal, că probele au fost obținute la fel ilegal. Și aici aș vrea să fac o precizare, pentru că în ultima perioadă, în spațiu public, se vorbește despre faptul că acum ar rămâne DNA fără probe în dosarul meu, pentru că le anulează instanța. Nu sunt probe, din punctul meu de vedere. Adică sunt niște provocări pe care au încercat să le facă vis-a-vis de oameni din anturajul meu, de înregistrări obținute ilegal, în care vor să-i forțeze să vorbească despre acest aspect care se anchetează al fațadelor. Nu sunt absolut deloc relevante pentru cauză, dar mai grav decât atât, că au fost plasate în dosar deși nu sunt relevante, este faptul că au fost obținute ilegal. Și cred că asta spune totul despre cum s-a instrumentat acest dosar, decizia instanței. Să vreau să vorbim un pic și de concrete de aceste probe, dar aș vrea să comentăm și o altă decizie, cea a CSM-ului, care a spus recent că ați fi încălcat independența justiției cu unele dintre declarațiile noastre. Evoluția dosarului a fost una extrem de vizuală la dumneavoastră, inclusiv faptul că ați câștigat în instanță dreptul de a publica date din dosar și a vorbi liber despre acest dosar. Povestea cu CSM-ul și cu această încălcare a independenței, cum o comentați? Comentez prin faptul că CSM-ul nu face altceva decât să pună sub semnul întrebării două decizii de instanță care mi-au dat dreptul să mă apăr în spațiu public atât timp cât am fost atacată în spațiu public timp de luni de zile și nu am putut să am nicio reacție. Aveți un denunțător extrem Da, de exotic, să spun așa, extrem vizual. de virulent, care timp de câteva luni a vorbit în spațiu public, s-a prezentat la tot felul de posturi de televiziune și a dat interviuri în cotidiene din Craiova. Noastră aici la București nu prea știți pentru că nu ați urmărit cazul. În schimb, el a fost foarte prezent în media craioveană. În afară de el au fost comunicatele DNA-ului și foarte multe știri pe surse scurse din dosar, înainte ca eu să știu despre ce este vorba. Pentru că dacă vorbim despre încălcarea dreptului la apărare, ne putem referi și la faptul că timp de 10 zile eu nu mi-am văzut dosarul, dar a trebuit să mă apăr în două instanțe pentru libertatea mea. Mai precis, mi s-a pus în față un proces verbal în momentul în care am fost reținută, în care s-au prezentat niște lucruri. Seara, când m-am uitat la televizor, am văzut cu totul și cu totul altceva, adică chestiuni mult mai detaliate, și abia atunci am putut să iau la cunoștință despre ce este vorba. Dar atenție, din media, pe surse judiciare, nu eu în calitate de inculpat să fi Deci avut. v-ați consultat dosarul la televizor, să zicem. Exact. Toată lumea a vorbit despre dosarul meu, eu nici măcar nu l-am văzut, și mai grav decât atât, am intrat în două instanțe ca să mă apăr pentru libertatea mea, fără să știu despre ce este vorba, care sunt denunțurile, cine sunt oamenii care au făcut aceste denunțuri, ce fel de probe aduce acuzarea ca să pot să aduc și eu în apărarea mea probele pe care să le consider esențiale. Și s-a ajuns la situația în care, după ce am trecut de această fază de urmărire penală, care era secretă, să spun
Da, avem, bun, hai să vedem ce e în dosarul meu, că eu n-am nimic de ascuns. Hai să vă arăt cine e denunțătorul, hai să vă arăt ce tip de denunță a făcut el, hai să vă arăt care sunt probele DNA-ului, care sunt înregistrările care s-au făcut în cazul meu. Dacă vreți, am vrut să pun pe tapet absolut totul. În acel moment, DNA-ul a cerut control judiciar pentru mine ca să nu mai pot să apar la posturile de radio și TV, ceea ce mi s-a părut o enormitate într-un stat de drept care are un articol constituțional ce precizează foarte clar că libertatea de exprimare este garantată în România. Am câștigat la două instanțe și acum vine CSM-ul, după deciziile celor două instanțe, să spună nu e bine că te-ai apărat în spațiu public. Dar ce ar fi trebuit să fac? Să tac și să aștept eventual să fiu condamnată în tăcere de opinia publică. Bineînțeles că instanța de judecată este cu totul și cu totul altceva. Mi se pare abuzivă această decizie a CSM-ului, care sigur nu are niciun fel de relevanță juridică, pentru că în afară că ați prezentat dumneavoastră la posturile de televiziune și în presă scrisă că eu am primit o sancțiune de la CSM, altfel nu are niciun fel de forță juridică. Sunt pusă la gazeta de perete, arătată cu degetul că n-am fost cu minte în fața statului de drept și cam atât. Apropo de atitudinea aceasta pe care dumneavoastră ați avut-o și alții n-au avut-o, eu știu cel puțin două, trei dosare în care s-a mai întâmplat ceea ce ați pățit dumneavoastră ieri, această victorie. Dacă nu mă înșel, și la Adrian Duicu, o parte din probe au fost înlăturate printr-o decizie a unui judecător. Ca să nu mai spun că aveți colegi care au câștigat lupte cu DNA-ul după ani de zile, mă refer la Marian Oprișan, de exemplu, care după 7 ani a câștigat în dosarul Căprioara și care nu au făcut sub nicio formă tam-tam, să spun așa, pentru aceste victorii, stau cu minți liniștiți, nu vorbesc despre lucrurile astea, se tem să nu supere pe cineva. Dumneavoastră credeți că prin astfel de atitudine mult mai deschisă și mai transparentă riscați să supărați statul de drept? Eu cred că l-am supărat înainte de a ajunge în această situație, că altfel nu-mi explic de ce știam cu 7 luni de zile înainte că tot ce ajungea la DNA București din Craiova era întrebat dacă știe ceva despre Oluța Vasilescu. Și știu inclusiv de la avocații care au participat la aceste declarații ale celor care erau anchetații de DNA. Dar dosarul meu de la început a fost o explozie mediatică la care vă mărturisesc, sincer, nici eu nu m-am așteptat. Au fost mai mulți primari reținuți în România, a fost o știre pe zi, poate, sau oricum la vreo emisiune și cam atât. La mine dosarul a început, fiecare emisiune de știri a început cu dosarul meu. Toată lumea a fost foarte interesată. Era și într-o perioadă de campanie electorală când lumea se uita cu mult mai multă atenție la dosarul unui primar. Eu am avut o perioadă destul de grea pentru că treceam printr-o campanie electorală, nu puteam să mă apăr, eram în faza de urmărire penală când n-ai voie să vorbești și mi-a fost foarte, foarte dificil să candidez. Eu n-am putut să apar la o emisiune de televiziune, măcar în timpul campaniei electorale, pentru că automat aș fi fost întrebată despre dosar și știam de la avocați că nu am voie să vorbesc pentru că există riscul să fiu arestată dacă vorbesc despre dosarul meu. Vă închipuiți că n-a fost o perioadă ușoară. Pe de altă parte, am vrut să le arăt craiovenilor care au avut încredere în mine după ce mi-au dat acel scor electoral foarte mare, că nu au de ce să fie dezamăgiți, că nu am ce să ascund, că până la urmă ce am făcut am crezut și cred în continuare că a fost în interesul comunității și nu pentru binele meu personal. Și mi s-a părut de la început o mare farsă judiciară acest dosar. De aceea am și simțit nevoia să mă exprim public. Mă voi exprima public de fiecare dată pentru că nu am nimic de ascuns. Eu am fost un om corect timp de 4 ani de zile de când sunt primar. Nu m-am întâlnit cu oamenii de afaceri, niciun fel de mediu. În afara vizitelor pe care le fac în primărie atunci când se blochează, să zicem, proiecte și participă minim 10 alte persoane. Deci este clar că niciodată nu am putut să discut cu ei de vreo șpagă, de vreo mită, de lucruri de genul acesta. Semnesc tot timpul actele cu viză juridică în spate. N-am forțat niciodată un funcționar din primărie să facă altceva decât este legal și atunci știu că nu am nimic de ascuns.
De fiecare dată când voi fi acuzată, mai ales în spațiu public, voi reacționa tot în spațiu public și mă voi apăra pentru că este normal să fie așa. Vreau să trecem și la zona politică un pic în interviul de astăzi, dar nu pot să renunț la o întrebare care de altfel are legătură și cu sancțiunea pe care v-a dat-o CSM-ul. Ați spus că în momentul în care ați fost adusă la DNA, vi s-a sugerat, vi s-a cerut, vi s-a spus că ar fi bine să-l denunțați pe Klaus Iohannis. Ce ați vrut să spuneți cu această poveste? Pare ușor scoasă din context, adică nu sunteți în același partid cu Klaus Iohannis sau n-ați fost, nu ați făcut campanie pentru domnia sa. De ce v-ar cere cineva să spuneți ceva despre un om cu care aparent, cel puțin vizual, nu ați interacționat sau n-ar trebui să fie? Acest lucru s-a petrecut, cred că la a treia vizită a mea la DNA, în momentul în care mi se punea sechestru pe avere. Și apăruse deja în spațiu public problema altor primari din România care au făcut fix același lucru pe care l-am făcut eu la Craiova. Adică și în Sibiu s-au reabilitat fațadele unor clădiri și atunci procurorul m-a întrebat: vreți să faceți un denunț împotriva lui Klaus Iohannis? Am spus categoric nu, pentru că nu mi se pare că ar fi făcut ceva ilegal Klaus Iohannis, așa cum nu am făcut nici eu. Aceasta a fost povestea și nu alta. Probabil că ăsta a fost cel mai mare deranj al DNA-ului, pentru că ei, când s-au adresat CSM-ului, au spus că am prezentat această poveste în spațiul mediatic. Da, am prezentat-o, pentru că ăsta este adevărul. Ar fi trebuit să mint sau să omit acest lucru? Așa cum au întrebat pe mine despre Klaus Iohannis, s-au întrebat foarte mulți craioveni care au ajuns la DNA București despre Olguța Vasilescu. Este o practică pe care o are DNA-ul. Am înțeles. Haideți să ne mutăm un pic pe zona politicului. În ultima vreme au început să apară pe piață sondaje de opinie legat de rezultatele electorale din decembrie. O să vă întreb direct și la nivelul Doljului, dar și la nivel de țară, cum vedeți un rezultat al PSD-ului în iarna aceasta, pe 11 decembrie, și care credeți că sunt șansele ca prin baza acelui rezultat PSD-ul să poată face o majoritate cu care să intre la guvernare? Eu n-am niciun dubiu că va câștiga PSD-ul și chiar cred că se va apropia de scorul USL-ului de acum 4 ani de zile. Cel puțin în Craiova aceasta este și situația și eu o văd și o resimt foarte bine. Fac sondaje de opinie din 3 în 3 luni pe Craiova pentru că sunt interesată nu neapărat de scorul electoral, deși și asta mă interesează să văd tot timpul care este trendul, dacă e de creștere sau de scădere pentru mine sau pentru partid. Cât sunt interesată de ceea ce și-ar dori craiovenii în plus față de ceea ce facem noi în administrație. Și la ora actuală PSD Dolj are undeva în jurul cifrei de 60%. Un județ mare, al treilea pe România ca mărime, deci care aduce de fiecare dată voturi multe și la ultimele alegeri electorale am adus pentru PSD tot timpul cel mai mare număr de voturi dintre județele României. Dar ceea ce se întâmplă la Dolj cred că este la nivelul întregii țări și de fiecare dată dau un exemplu de ce oamenii votează așa, pentru că în județul Dolj, de exemplu, pe vremea guvernării Boc au intrat 50 de miliarde de lei vechi în tot județul. Pe vremea guvernului Ponta, în primul an, au intrat 700 de miliarde, în al doilea an 800 de miliarde, în al treilea an s-au semnat contracte de 3.000 de miliarde. Vă dați seama care a fost valoarea investițiilor raportată pe cele două guverne. Și atunci oamenii normal că văd că s-a întâmplat ceva în județul lor bine și pentru asta votează. Nu sunt alte cauze. Totuși Ardealul, de exemplu, nu cred că o să aibă același scor ca și partea de sud a României. Cred că o să fiți surprinși să vedeți că și în Ardeal scorul electoral al PSM-ului va fi foarte, foarte mare de data aceasta. Pentru că e foarte simplu, compari guvernările, compari guvernarea Boc cu guvernarea Ponta, cu guvernarea tehnocraților. Și dacă vrei să fie mai bine, pe de altă parte, prognoza dumneavoastră întrece cele mai optimiste sondaje și
lasă de înțeles că PSD-ul ar putea face singur guvernul dacă Este are foarte aceste. posibil. Este foarte posibil dacă ajungem undeva în 45%, ceea ce cred că se poate, cu tot cu redistribuire să ajungem undeva la 50% singuri. Sigur că avem un parteneriat cu ALDE pe care vom respecta și indiferent că PSD-ul are singur 50%, indiferent că mai are nevoie de un alt partid, noi vom face Ați alianțe vorbit de cu ALDE. redistribuire, să înțeleg că luați în calcul ca partide relativ mici să nu intre în Parlament, mă Da. refer la PMP, mă refer la partidul Sebi Ghiță, cum îl numesc unii, Da. să nu prindă pragul electoral. Da, și sunt de altfel foarte multe partide. Eu am câștigat la primăria Craiova cu 60%, dar între mine și următorul competitor electoral, care a fost reprezentantul PNL-ului, a fost 48%. Restul s-au distribuit la cei mai mici, care au rupt 1%, 2%, 3%. Scorul de la partide, la Consiliul Local, mi-a permis cu redistribuire să am un Consiliu Local la ora actuală de 2-3. Am Deci este înțeles. foarte important ca partidele mici să nu reușească să treacă de pragul electoral dacă vrem să ajungem la un scor care să ne ridice. Da, e interesantă teoria aceasta. PSD-ul are, acum nu știu cât mai e de actualitate, dar avea cel puțin un cartof încins în bucătăria sa. Mă refer la Victor Ponta. În sensul că părea ușor deteriorată relația acestuia cu președintele Liviu Dragnea. Se punea problema ca acesta să părăsească partidul și trecerea la o altă formațiune, așa că întrebarea mea este simplă. Cât de mare nevoie credeți că are sau va avea la aceste alegeri PSD-ul de Victor Ponta și cât de mare nevoie ar avea Victor Ponta de PSD pentru aceste alegeri? Cred că nevoia este egală. Și Victor Ponta are nevoie de PSD și noi de Victor Ponta și numai de Victor Ponta și de toți miniștrii care au fost în guvernul lui și care au guvernat foarte bine și care ne-au adus un scor electoral foarte mare. Eu nu cred și n-am crezut niciodată că Victor Ponta a avut în cap să plece din PSD. Probabil a vrut să ajute acel partid să crească prin notorietatea lui, prin intenția de vot pe care o are, să-l aducă undeva la 5% și să fie un posibil aliat al PSD-ului după aceste alegeri. Sigur că partidul e un organism viu. Fiecare dintre competitorii electorali are propria viziune despre politică, despre viitorul lui în politică, dacă vreți. Și e normal ca de multe ori să mai apară disensiuni. Dar asta nu înseamnă că nu am înțeles foarte bine tot partidul, că este un moment unic pentru PSD, de care trebuie să profităm ca să putem să ajungem la guvernare și nu este pentru interesul nostru personal de a obține mai multe funcții. Dar iată că după un an de guvernare tehnocrată s-a stricat aproape tot ceea ce a făcut bun guvernarea Ponta și va trebui să fim ca meșterul Manole, cum spune și Ponta, să o luăm iarăși de la capăt să reconstruim partea economică și tot ceea ce s-a stricat în această perioadă. Înainte de a trece la ultima parte a interviului, partea fulger cu 5 întrebări și cu răspunsuri scurte de maxim un minut, vreau să mai discutăm legat de administrația publică, pentru că sunteți reprezentantă a acesteia. Vorbeam înainte de a intra în interviu despre legi, legi care sunt proaste și ar fi trebuit modificate. La acest capitol al administrației publice, să vă rog să-mi nominalizați una, două legi care credeți că sunt extrem de proaste, vă încurcă în activitatea managerială, nu pe dumneavoastră în mod special, ci primarii din toată România. Cum ar trebui schimbate și de ce nu s-au schimbat în condiții în care ultimii ani Parlamentul ăsta a avut majorități destul de serioase? Avut majorități destul de serioase, dar a avut și un zgonă la Camera Deputaților care a blocat tot ceea ce a venit din partea Asociației Municipiilor din România, de exemplu, a Uniunii Consiliilor Județene. Legi proaste sunt foarte multe, altele nu neapărat proaste cât neabrogate. Din 1990 încoace sunt câteva zeci de mii de legi care au fost trecute prin Parlamentul României. Legea educație, de exemplu, într-un singur mandat de parlamentar se schimbă de 50 de ori. Și nu sunt republicate legile,
În sensul că nu sunt abrogate celelalte legi care au funcționat înainte de modificarea celor noi. Și am ajuns în situația disperată în administrație de a vedea că orice lege este interpretabilă, în sensul că există, se bate cap în cap cu alte 7 legi care nu au fost niciodată abrogate. Am propus în programul de guvernare al PSD-ului să existe codurile pe fiecare sistem în parte, să existe un cod al educației care să fie singurul de luat în calcul, în sensul că toate celelalte legi care sunt în spate și n-au fost abrogate să fie considerate abrogate, un cod al administrației la care am lucrat împreună cu Asociația Municipiilor din România de câțiva ani și de care avem nevoie, un cod pe parte fiscală, iar și avem sigur codul fiscal, dar să nu uităm că sunt încă foarte multe acte normative din spate care nu au fost abrogate. Dacă se va înțelege acest lucru și dacă PSD-ul va veni la guvernare, în mod sigur îl va avea în programul de guvernare, cred că vom reuși să simplificăm foarte mult problemele pe care le avem la ora actuală în administrație, pentru că, vedeți dumneavoastră, legea achizițiilor publice, pentru care am țipat timp de 4 ani de zile să fie modificată, a fost modificată într-un final, undeva prin luna martie acestui an, dar este mult mai proastă decât cea dinainte. Suntem în situația în care există 30 de instituții care controlează administrația publică locală, dar niciuna de prevenție. Eu nu vreau să greșesc. Dar am 7 legi care se bat cap în cap. Am 7 juriști, am 7 păreri diferite. Nu am cui să mă adresez la o instituție pe care să o întreb cum facem aici, în această situație. Suntem într-un blocaj administrativ. Și ceea ce spune instituția respectivă să aibă rang de lege, dacă vreți. În momentul în care vine un procuror și te întreabă de ce ai făcut pe legea asta și nu pe asta, că iată că nu este abrogată, să poți să spui pentru că instituția X, care are rolul de prevenție și nu doar de control, mi-a indicat să fac așa. Nu este normal ce se întâmplă acum în administrație și vă spun sub cuvânt de onoare și puteți să întrebați orice primar din România, de mare municipiu cel puțin, și vorbesc în cunoștință de cauză pentru că am discutat de foarte multe ori acest lucru. Administrația publică locală este blocată. Funcționează în regim de avarie. Se semnează, dacă vreți, documente care sunt urgențe, dar care nu sunt de importanță capitală. În primăria Craiova, de 3 luni de zile, nu s-a dat drumul la nicio licitație publică. De ce? Pentru că funcționarii spun s-a schimbat legea achizițiilor. Avem încă o instituție de control în spate. Nu știm cui să ne adresăm, legea este nouă și am vrea să învățăm de la cineva, să știm cum să facem, să o aplicăm, dar nimeni nu ne învață, în schimb toate instituțiile astea ne controlează, răspunderea este la noi, la funcționari și la motiv dumneavoastră. Pentru care la motiv pentru care nu semnăm. Pot să-i forțez? Nu pot să-i forțez, pentru că în momentul acela devine abuz în serviciu. Și atunci suntem într-un blocaj, dar ceea ce se întâmplă la Craiova, vă garantez că se întâmplă peste tot în România. A intrat această panică de semnătură, de ce? Pentru că procurorii nu investighează activitățile de corupție. De 2 ani de zile eu n-am mai auzit de un caz de corupție mare în administrația publică locală. În schimb, au intrat pe oportunitate. Păi noi când suntem aleși, promitem ceva în campania electorală. Consiliile locale care sunt alese de asemenea decid dacă este oportună sau nu investiția respectivă. Cum poate să vină un procuror peste o putere care este aleasă și să îi spună că nu e bine ceea ce face? S-a ajuns în această situație în care atunci toată lumea preferă să nu mai facă nimic. Nu este bine pentru România, pentru că nu dăm înainte, firmele nu mai vin la licitație, pentru că știu că orice, la orice licitație participă înseamnă un dosar penal. Și avem, vă dau un exemplu ca să vedeți cât de simplu este acest exemplu și cât de complicat în același timp pentru noi. Am construit o parcare subterană în Craiova. Trebuie să punem un lift. Ți-a pus liftul, după care trebuie să asigurăm mentenanța. Nici o firmă de mentenanță nu vrea să participe. De ce? Pentru că lucrarea este pe fonduri europene, prețul este foarte mic pentru mentenanță și spun de ce să ne complicăm. Am scos la licitație, lucrarea respectivă nu vine nimeni. Ce să facem?
Faceți mentenanța legii proprie și Nu asta e, dar există nu așa aveți voie. ceva, pentru că trebuie să fii calificat, ișcir și Da. tot felul de lucruri, tot legale până la urmă, de care te lovești. Da. A doua parte a interviului, așa cum v-am spus, scurtă, interviul fulger, 5 întrebări. Dumneavoastră aveți aproximativ un minut, dar puteți să le folosiți așa cum credeți. Prima întrebare, să facem un joc de imaginație, să ne gândim că ați putea da timpul înapoi. Și întrebarea e simplă. Ați mai organizat concertul de la Craiova care v-a atras un dosar penal? Sau, continuarea întrebării, ați mai amenaja acele fațade care sunt aceeași măr al discordiei în dosarul cu pricina? Eu am spus-o de foarte multe ori în aceste luni că aș face fix același lucru, pentru că din punctul meu de vedere, acolo nu a fost absolut nimic ilegal. În ceea ce privește concertul, este un contract care a fost semnat de USL. Atenție, eu am fost candidat acolo, dar concertul respectiv a fost organizat de Uniunea Social Liberală. În ceea ce privește partea cu fațadele, ceea ce am făcut noi, au făcut toți primarii din România. Dacă eu am intrat în penal, înseamnă că toți trebuie să intre în penal. Sigur că nu doresc nimănui să facă același lucru. Dar și noi, la Craiova, și alții din alte orașe, au făcut-o după ce s-au consultat cu juriștii și au ajuns la concluzia că aceasta este unica soluție juridică. Să vă ajut eu atunci, nu le iau pasa. Lansează PSD-ul moda femeilor în politică și în administrație mai vizibil decât până acum? Sunteți primarul Craiovei, noi la București avem un primar tot o doamnă. Asta era, să spun așa, o obișnuință pe care a deschis, o modă pe care a deschis-o mai vizibil Traian Băsescu. Să înțeleg că în toamnă poate o să avem mai multe femei pe listele PSD-ului. Categoric vom avea mai multe femei pe listele PSD-ului. În județul Dolj, la locale, procentul a fost de 50% femei pe liste și eu lucrez în administrație aproape numai cu femei. Mi se pare că sunt mult mai loiale, mai muncitoare, au ochiul format pentru partea de administrație, pentru curățenie, pentru spații verzi. Iar ceea ce se va întâmpla și la aceste alegeri, când vor fi foarte multe femei pe liste, cred că este un merit pe care l-au obținut femeile pentru modul în care s-au comportat până acum în viața politică. Să spunem pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este foarte puțin probabil și 10 foarte probabil, care credeți că sunt șansele ca Liviu Dragnea să fie nou premier al României? Și o continuare a întrebării, o să vă rog să mai îmi dați 3 variante, 3 nume din bucătăria PSD-ului care ar putea candida cu ghilimele la aceeași funcție după alegeri. Nu vreau să vă dau niciun nume pentru că încă nu este luată nicio decizie, dar mie mi se pare corect ca președintele partidului să-și asume această funcție. Vedeți ce se întâmplă cu tehnocrații. Faptul că nu au fost aleși de nimeni, că nu au un partid în spate, nu au nicio responsabilitate, nu dau socoteală nimănui. Nici în fața alegătorilor, nici în fața unui partid politic. Eu cred că persoana care trebuie să fie desemnată premier trebuie să fie președinte al partidului care câștigă alegerile electorale. Deci, categoric, susținerea este pentru Liviu Dragnea la ora actuală. Printr-o decizie recentă a Senatului României, s-a lăsat impresia că această instituție l-a scăpat pe domnul Gabriel Oprea de un dosar penal, de niște probleme cu legea. Care credeți că a fost, de fapt, motivația reală a acestui vot și o continuare a întrebării la fel? Există cumva șansa ca la alegerile din toamnă să-l avem pe Gabriel Oprea pe vreo listă a PSD-ului ca și candidat? Nu, exclus să fie pe vreo listă a PSD-ului, nu s-a discutat așa ceva, de altfel domnia sa nici nu cred că va mai candida pentru că a anunțat Bun, dar nu public. este primul politician care spune ceva și face altceva. E adevărat. Probabil deranjul parlamentarilor a fost că DNA-ul își depășește total atribuțiile în sensul că anchetează un omor din culpă în condițiile în care DNA-ul trebuie să se ocupe de corupție și nu de astfel de infracțiuni. Și este foarte trasă de păr povestea aceasta cu omorul din culpă. Dacă ar fi fost anchetat pentru abuz în serviciu sau pentru o altă faptă, sunt absolut convinsă că nu ar fi fost nicio problemă în Senatul României să voteze.
Dar comportamentul DNA-ului din ultima perioadă cred că a început să irite foarte tare. Să vorbim de o nouă majoritate și de un nou guvern. Întrebarea e simplă. Credeți că acest nou guvern și o nouă majoritate în Parlament ar trebui să aducă, printre alte modificări legislative, și vreo modificare majoră în ceea ce privește activitatea așa numitului stat de drept? Și nu mă refer neapărat la DNA, ci la justiție în general? Cred că toate partidele politice sunt de acord la ora actuală că trebuie să existe o lege a magistraților, pentru că se vorbește foarte mult despre imunitatea oamenilor politici. Nu avem toți această imunitate. Eu, dacă aș fi fost parlamentar, și aș fi avut acest dosar, aș fi renunțat la imunitate. Pe de altă parte, cei care au o imunitate totală și nu răspund niciodată pentru ceea ce fac sunt magistrații. Și mă refer aici la procurori care, iată, interceptează ilegal, fabrică probe, pentru că nu e vorba de obținerea unor probe ilegale, ci de fabricarea unor probe și care nu răspund niciodată în fața nimănui, deși de multe ori curmă destine. Poate nu se ajunge până la băgarea oamenilor la pușcărie, dar în mod sigur se ajunge de multe ori la distrugerea unor cariere pe nedrept, ca după să vină o instanță și să achite persoana respectivă, dar nimeni nu plătește pentru că viața lui a fost dată peste cap. Mulțumesc, sunteți aproape perfect cu timpul. Vă mai așteptăm cu drag în studioul PS News de câte ori avem lucruri noi și importante de spus și vă doresc mult succes atât la alegeri cât până la urmă și în ceea ce privește lupta cu statul de drept. Mulțumesc frumos!